An, simplu Sibian și ne-am strâns pentru că am văzut că toată țara e în stradă și era cazul să ieșim și noi sibienii. Ați mai ieșit și aseară? Am ieșit și aseară, doar am stat puțin, a fost meeting-ul tăcerii, astăzi am ieșit cu totul din alte cauze, am ieșit pentru că vrem să chemăm lumea în stradă. Este cazul ca tinerii să iasă în stradă și să facă ceva pentru țara asta. Am înțeles bine că ai un business, conduci un club din Sibiu? Așa este, conduc un club din Sibiu. Și ce te revoltă cel mai tare? Nu vreau să se mai întâmple ce s-a întâmplat în București, nici în, dintre cluburi, nici în restaurant, nici o cafenea. Vrem să fim în siguranță, vrem și noi să fim în siguranță și vrem să meargă lucrurile așa cum merge peste tot în lumea asta, mai puțin în România. Este o răbufnire a tinerilor împotriva întregului sistem? Este o răbufnire a noastră, a tuturor, pentru că ne-am strâns aici. Am fost 4 oameni și suntem deja, cred că, peste 50 de oameni. Asta înseamnă că oamenii vor. Cumva trebuie să fie mișcați. Se întâmplă să se miște mai greu, însă, până la urmă, cred că ne vom aduna suficienți încât să facem ceva. Pe să schimbăm, să vadă conducerea, să vadă cei de sus că nu suntem adormiți. Pe tine legea te ajută să-ți faci afacerile în siguranță? Nu mă ajută legea și apropo de autorizația asta de funcționare pentru autorizația de pompieri, sunt probleme foarte mari pentru că în Sibiu nu există nicio firmă care se ocupe de așa ceva. Singura firmă și acelea sunt firme recomandate de către pompieri, este din Alba Iulia, o grămadă de documentații, o grămadă de bani care poate nu-i ai dacă vrei să faci o afacere. Sunt foarte greu, înțelegem și suntem pe de o parte și noi ne simțim vinovați de ce s-a întâmplat în București. Sperăm să facă ceva și să schimbe ceva, pentru asta suntem aici. Câte costă, practic, ca să ai acea autorizație, să apelezi la firma respectivă și să obții într-un final autorizația? Proiectul undeva la vreo 400 de milioane, deci aproape 10.000 de euro. Dacă ai o afacere în care ai băgat 5.000 de euro și te costă autorizația aceea peste 10.000 de euro, îți dai seama că mulți ar renunța din start. Ar fi bine să se schimbe și aici ceva, da. Un nume, un pronume? Alin.